Rugăciunea de joi este o rugăciune care are mare putere. Joia este pentru creștini vreme de adâncă smerenie, este ziua cinei cea de taină și a înălțării la cer a Mântuitorului și ziua în care este bine să ne rugăm pentru iertarea păcatelor. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu Tată, care în ziua de astăzi ai luat cina cea de pe urmă cu ucenicii tăi și cu mare umilință ai spălat picioarele lor și ale ucenicului care te-a vândut. Apoi luând pâinea și vin în mâinile tale cele sfinte și binecuvântându-le cu puterea ta cea dumnezeiască, le-ai făcut însuși trupul și sângele tău cu care i-ai împărtășit zicând: luați, mâncați și beți, că acestea sunt trupul și sângele meu, ca să se ierte păcatele voastre. Cela ce tot în ziua aceasta te-a înălțat la cer și ai șezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatălui tău, să împărățești împreună cu el în veci, ca unul născut, fiul său prea iubit. Rogu-te deci pentru rugăciunile ucenicilor tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii și ale celor răposați. Dăm, Doamne, lacrimi fierbinți, ca să-mi plâng păcatele. Darul tău cel curățitor, care a spălat picioarele ucenicilor tăi, să spele și să curățească inima și sufletul meu, ca așa, cu vrednicie, cu curăție și cu umilință, să mă împărtășesc cu sfintele tale taine, acum și în timpul morții mele. Iar în ora despărțirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la tine, fără de nicio frică, întrebare sau împiedicare, să trăg vămile văzduhului, intrând în mărirea ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, să te măresc în veci, să mă închin numelui tău celui sfânt. Amin. Relatează rugăciunea.eu.